Noțiunile de prim ajutor pot fi învățate de la vârste foarte, foarte fragede. Putem vorbi, se poate discuta cu copiii, începând de la grădiniță, despre rolul pe care îl au organele statului, și aici mă refer la poliție, la pompieri, la jandar, că sunt prietenilor, că dacă au vreodată nevoie de ajutor, întotdeauna să poată conta pe ei, să știe și să învețe unul ce înseamnă 112, când poate fi apelat, că este numărul unic de urgență, și mai târziu, undeva, începând din clasa 5-a, putem începe să discutăm cu ei despre noțiunile de prim ajutor reale. Și aici vorbesc despre suportul vital de bază, despre o poziție laterală de siguranță pentru o persoană care este inconștientă și respiră. De ce merg pe conceptul de clasa 5-a? Pentru că din momentul acela, până în clasa 5-a, e foarte greu să discuți cu copiii, în primul rând, noțiunea de moarte. E cumva abstractă pentru ei, nu prea înțeleg, și atunci e foarte important ca până la acea vârstă să înțeleagă ce se află, cine sunt salvatorii, ce fac ei, cu ce se ocupă, când vin salvatorii, care sunt situațiile de urgență la care ei se apeleze numărul unic de urgență, și de-abia din clasa 5-a să putem interacționa cu ei în domeniul primul ajutor de bază, suport vital de bază, poziție laterală de siguranță, dezobstrucție de căi aeriene și multe alte lucruri.